cu atât mai mult sângele lui Hristos va curăți cugetul vostru de faptele moarte. Conștiința cugetului. Și ce să vă spun, am început cu un zâmbet astăzi când, când a cântat prietenii noștri aici cu Nușa și cu Nelu și cu copiii, când au cântat Tu ești Doamne apă ce stâncă, mi-a venit să râd. Și i-am spus soției la ureche, zic că mi-aduc aminte că prin anii 90 abia atunci am văzut cântarea aceasta și când am cântat-o, un coleg s-a uitat la mine foarte și a spus, domnii, e cam veselă, ăsta asta nu sunt noastre. Așa este, zic, recunosc că îmi saltă inima de bucurie când o când, deci trebuie când numai din astea care mă bagă în pământ. Cred că astea trebuie să aleg, nu. No. Biblia spune bucurați-vă și iarăși zic bucurați-vă. Un creștin întunecat nu, nu, nu reprezintă creștinismul, nici credința în Dumnezeu cel puțin, nici Evanghelie, nimic. E un om supărat, e o ființă supărată, întunecată, care are alte probleme de o natură sau de alta. Dar astăzi suntem chemați să deschidem ferestrele sufletului către soarele neprihănirii. Căci casa aceea în care intră soarele, din casa aceea fuge boala. Dar casa aceea unde soarele nu intră, nici în cântări, nici în predică, nici în nimic, soarele nu intră, totul este ermetic închis, acolo răul se multiplică totdeauna și devine și mai rău. Astfel că astăzi suntem împreună să învățăm despre prietenul bugetului tău sau al conștiinței tale. De ce învățăm lucrul ăsta? Fiecare dintre noi, fără niciun fel de excepție, vom ajunge la un moment din viață complet, complet izolați de absolut oricine și orice în jurul nostru. Nu rămâne decât cugetul nostru cu noi. S-a înțeles lucrul ăsta? Nu, nu știu dacă suntem aici toți. S-a înțeles sau nu? Da. da, sigur că da. La întâiul meu răspuns de apărare, toți cei din Asia m-au părăsit, nu mă așteptam la așa ceva, zice. Eram confruntat cu Nero, mă așteptam să fie frați care să zică amin sau să se roage sau ceva. Toată lumea a fugit. ce cu asta, frate? Dar Domnul a stat lângă mine, să nu li se ține în seamă, e un păcat lucrul ăsta, să nu li se ține în seamă păcatul ăsta că m-au lăsat singur, dar e parte din școala Domnului nostru Isus Hristos. El a fost disprețuit, dar și nu știți cuvântul celălalt? Părăsit. El a fost disprețuit, dar a fost părăsit. Deci vine clipa aceasta. Nu e soț lângă tine, nu e soție, nu-i scopii, nu-i familie, nu-i biserică, nu-i nimeni sub ceruri. Vine o clipă de felul acesta. Vine una și mai grea decât aceasta, în care rămâi tu cu conștiința ta și Dumnezeu și toată lumea împotriva ta. Vine clipa aceasta. În vederea acestui lucru, probabil că aici în America fi noi învățați cu atâtea zâmbete de plastic și cu asta, nu e chiar dulce o astfel de veste pentru noi, dar pe noi nu ne interesează gustul, ci ne interesează adevărul. Aceasta este experiența căreia îi vom face față cu toți. Și pentru clipa aceea, când rămâni, rămâi tu și cugetul tău și punct și nimeni, adevăratul prieten al conștiinței tale este Duhul Sfânt. Noi avem în jurul nostru tot felul de oameni, de prieteni, de cunoștințe și așa mai departe, dar în lăuntrul nostru, în cugetul nostru, nu există nicio altă prezență afară de aceea Duhului Sfânt, dacă este primită. Dacă nu este primită, atunci omul, euul, devine conștiință. Conștiința. Sau dacă predăm conștiința noastră nu lui Dumnezeu, ci unui om, atunci o să rostim cu ceilalți. Conștiința mea e papa, a spus unul, altul a spus conștiința mea este Führerul sau Hitler, cum era numele Dumnealui. Și, a, a, conștiința, omul devine conștiință pentru, pentru om. Astfel că azi învățăm să aflăm, primim, știm lucrul acesta, nu facem decât să iluminăm acest mare adevăr prin cuvântul scripturilor. Singurul prieten adevărat al conștiinței tale este Domnul. Dar prietenia lui nu are totdeauna același gust. Prietenia lui cu cugetul nostru uneori este usturătoare, este amară, este dureroasă, este greu de suportat pentru că. Duhul Sfânt pune poveri grele pe conștiința noastră, nu este dintre cele frumos pictate sau așa. David descrie un astfel de moment când zice: Era un chin pe mine de mi se crăpa ființa, cum se usucă pământul. Asta se întâmpla cu mine până, până când am izbucnit și am deschis ușa cugetului meu adevăratului meu prieten care este Dumnezeu. mi a mărturisit lui despre situația mea și zice el, nu numai că a iertat, dar el a restaurat sufletul meu. Aceasta, aceasta se produce în astfel de, de situație. E foarte bine că am venit astăzi la adunare, dar acesta este punctul cel mai puțin important. Punctul cel mai important este dacă ieșim din această adunare, ducem adunarea cu noi, acesta e punctul cel mai mare. A să nu părăsiți adunarea voastră nu înseamnă să vii la slujbă aici. Înseamnă să nu pleci de la slujbă fără acela despre care a fost slujba. În același capitol 10 din Evrei, unde zice să nu părăsiți adunarea voastră, alternativa sau opusul este batjocorirea Duhului Harului, călcarea în picioare a Fiului Dumnezeu după ce am ieșit dincolo de ușa aceasta. Aceasta e alternativa. Astfel că. Iubiții mei, să nu părăsiți adunarea voastră înseamnă acest fel de viață adevărată care nu diferă aici în sala aceasta de felul cum se desfășoară dincolo de ușile acestei case. Asta înseamnă să nu părăsești adunarea voastră. Am citit ce spune un scriitor, îl întreabă nepoata. Am luat și o întrebare asta, dar e un alt context, am luat. Îl întreabă nepoata, «Grempa, bunicule, Who's your best friend? Cine e cel mai bun prieten al tău? Și atunci el spune, zice, am, am fost ca pe gheață, nu știam ce să răspund de repede că i aștepta și deodată parcă mi-a izbucnit sufletul cumva și am spus, cel mai bun prieten al meu este conștiința, este prietenul conștiinței mele. Și copilul nu pricepe ceea ce a conștiință și îl întreabă pe bunicul, zice, bunicul e băiat sau fată? <laughs> și bunicul i-a adăugat ceva cuvinte, dar a fost extraordinar răspunsul acesta. După aceea el dezvoltă într-o lucrare pe care am citit-o săptămâna aceasta. El dezvoltă conceptul acesta. Nu există un prieten mai bun pe pământ, indiferent pe cine contează cineva, decât prietenul conștiinței tale. Și prietenul conștiinței tale este atât de credincios cu tine, că niciodată nu va vopsi peste rugină, niciodată nu va lega în chip ușurate crana sufletului, acesta este adevăratul tău prieten, niciodată nu te va lăsa să te prăbușești în descurajare, din potrivă, îți va ridica ochii totdeauna să ne ațintim privirea acolo. Am învățat aici la, la studiul nostru de la școala de Sabat despre piatra din capul unghiului, și ce au avut oamenii de a o lepădat o frate. Am să vă spun simplu de ce au făcut lucrul acesta. Pentru că lumea, venind în Templul lui Dumnezeu și uitându-se la piatra din capul unghiului care leagă toată clădirea aceasta, nu se mai uita în jos la ei. Nu ai cum, dacă te uiți în sus, nu mai vezi, ei, ei erau zidari și ei vroiau să fie văzuți am văzut un frate, în romanul îi striga unui american la ureche, tare de tot ca asta, dacă nu știe română, să-l ajute să înțeleagă în românește. Și îi spunea în română, tare de tot, bietul om era speriat, credea că a făcut vreo greșeală ceva, nu știa ce să facă. Noi am construit aici, așa arăta căminul. Și bietul om era înspăimântat, nu știa ce a greșit. Atât de, de tare îi spunea el lucrul acesta. Nu are nimeni un alt prieten sub ceruri sau în viață, dincolo de prietenul conștiinței sau cugetului tău. A așa ceva nu există. Cu acesta, doar cu acesta. Deci toți cei din Asia m-au părăsit asta, numai Luca a, a rămas lângă mine. Imeneu și Filet, pe care contam, au fost oameni serioși, s-au întors înapoi în lumea lor și dă singur, doar domnul, dar domnul a stat lângă mine, spune el. Acest lucru ar trebui, bineînțeles, ca să știm la ce ne așteptăm. Și tocmai cu aceasta se ocupă studiul nostru. Dumnezeu rămâne constant prietenul nostru, în El nu este schimbare. El nu este un prieten de vreme bună, și după aia, când a venit primejdia, toți au fugit. Sau, nu, prietenia lui Dumnezeu este eternă. Și conștiința noastră este ambasadorul și instructorul lui Dumnezeu în Ființa noastră. El este acela care nu doar ne spune ce avem de făcut, un simplu glas, ci care ne ajută să facem lucrul acesta, merge cu noi, urcă cu noi, iese cu noi din prăpastie. Prezența lui Dumnezeu nu este ceva extern al Buda, ți-am spus cum să trăiești ca să fie bine. Nu, el a coborât în prăpastie, a luat oaia fugărită pe umeri și a adus-o înapoi. Conștiința noastră nu este o valoare fixă. Ea crește împreună cu cunoștința de Dumnezeu cu aceasta se hrănește conștiința noastră, cu cunoștință de Dumnezeu, cum se hrănește un copil mic cu care și crește. Este o legătură, dacă ați observat în Biblie, între sănătatea trupului și sănătatea sufletului. Sănătatea ta să sporească așa cum îți sporește sufletul. Acum un corespondent al nostru, chiar ieri am fost în corespondență și a spus prin ce operații cumplite a trecut, ce fel de medicamente mortale au fost date de la spital ca să salveze situația aceasta și nenumăratele internări și nenumăratele suferinți pe care le-a îndurat ființa aceasta pentru ca uh, ieri sau al alter, o persoană să-i spună, uh, ascultă ceva indiferent ce tratament ți se va face sub cerul și ce operație ți se va face, până nu ți se vindecă sufletul, trupul tău nu se va vindeca niciodată, boala ta vine de acolo, din supărarea ta, din neiertarea ta, din ura ta, din mânia ta față de istoria vieții. Și doctorii ți-a spus acest cuvânt și s-a bucurat că a fost o confirmare a lucrării lui Dumnezeu în conștiința noastră. Sigur că ați, ați auzit cu toții, dar vreau să resubliniez astăzi, că au fost și profeții extrabiblici printre noi. Oameni care nu sunt trecuți în scripturi, sunt destui pe care doar acolo le amintește, dar au fost în societate. Dumnezeu nu s-a lăsat fără martori între incași, între asteci, între uh, cei care au fost noi aici în, în Mexic și aduceau jertfe umane. și Nu s-a lăsat fără martori Dumnezeu acolo, așa scrie scriptura. Nicăieri nu s-a lăsat fără martori Dumnezeu. Și când l-au întrebat pe Socrate, el, numele lui este citat așa de frecvent, peste tot, toată filozofia e întemeiată pe idei care, pe care omul acesta. Când l-au întrebat, domnule, care e misiunea ta pe pământul ăla? Ce vrei să faci? Și el a răspuns în cuvinte clare. Pe mine m-a chemat Dumnezeu, a spus el, ca să cercetez pe cetățeni și ca să-i conving, să le conving, să, să le înduplec sufletul, a spus el, Asupra faptului că lucrul cel mai important pentru o ființă umană este sănătatea sufletului. Asta a spus omul ăsta. Sănătate. Nu, el nu dă sănătatea sufletului. Nu, dar a spus, uite, acesta e lucrul cel mai important. Cel care dă sănătatea sufletului este cel care a spus, eu sunt Domnul care îți vindec conștiința, îți vindec mintea. Să mai vinde că mintea unuia care a umblat prin pădure șapte ani ca bou, mănâncă iarba, leu și ca animalele. Am văzut un astfel de băiat, mulgea groaznic într-o întâlnire ca largă, largă, la ineu, prietenii mei, că voi sunteți acolo, da. Și a, așa gemea și au ieșit oamenii pe scară și mi-au spus, Dumnezeu, nu se poate face nimic în seara asta. E, e sala arhi, plină, dar nu se poate face nimic. E un cetățean acolo care Uh, geme ca animalul, deci nu se poate face nimic. Și am intrat în sală și m-am dus și m-am așezat ușor lângă această familie și mama a sărit. Nu, vă rog, nu ne dați afară, nu ne dați afară, nu ne... Zic, nu, n-am venit pentru lucrul acesta. N-am venit, am venit să mă rog. Și ne am rugat împreună, ne-a spus că de 17 ani geme și în som și tot timpul imită un animal. Și după rugăciune s-a liniștit și nu a scos niciun sunet toată ora și cei care își fac cruce și au făcut cruce pentru că era ocazia și cazul acolo, iar noi am înțeles că Dumnezeu care, despre care a vorbit nebucată, când mi-a venit mintea la loc, pe păi cum să mai vi vină minte, mă. după șapte ani de nebunie, în halul ăsta, animal în pădure, păpărul a crescut ca penele vultului, unghiile ca fiarele, mânca, mâncat iarbă ca boii, ce să mai faci de minte asta a unui om? Am văzut astfel de oameni în azile, în diverse situații în viață. Ce să mai iasă de aici? Păi tot ce este cu neputință la oameni și cu neputință de imaginat, nu de, de făcut, de imaginat așa ceva, ce să mai iasă bun din Nazaretul acesta? Iată, de aceea, iubiți mei frați, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să facem o prioritate a vieții și a ființei noastre din sănătatea sufletului nostru, din sănătatea conștiinței noastre. Aici avem un singur medic, nu există un spital care să vindece conștiință, nu există un spital care să ridice simțul vinovăției de deasupra conștiinței. Sunt niște oameni care zic, ego te absolvă, te iert și bolnavul pleacă de acolo mai bolnav de cum a venit. Am întâlnit. Uh, una, oamenii pot să vorbească, ei vorbesc multe lucruri, dar de la vorba aceasta până la fapt. Am întâlnit niște tineri, niște copii surdomuți și uh, distruși sufletește, n-au vrut să vină la întâlnire. Uh, părinții lor i-a spus, haide, uite, e un vizitator pe la noi să vorbiți. Și copiii s-au împotrivit, doi dintre ei, erau trei, unul n-a fost acolo. Dar părinții au zis, zice, veniți totuși, că sunt, veniți. Încă. Și au venit ei se născuse răsuri, Și au fost luați și duși la o întâlnire unde un nene dădea cu haina în ei, îi trântea jos și așa mai departe și asta n-ar fi fost nimic. Dar fiind surdomuți, au fost traduși în față și au strigat că au fost vindecați și ei știu că ei nu aud nimic, ei, ei se uită la omul ăsta. Nu despre ce vorbește omul ăsta. Atunci părinții lor mi-au spus Zice copii, aceștia s-au întors mult mai groaznic din situația aceea decât erau înainte. Înainte se obișnuiseră pur și simplu cu situația, dar acum, când îi spui cuiva iertate, sunt păcatele, care iertare, frate? Ce iertare? Aici nu s-a modificat nimic. Singurul care poate ridica povara de pe conștiință, care poate vindeca sufletul, care poate vindeca mintea, este Mântuitorul nostru. el este, el este medicul minții și al sufletului nostru. Omul gândește că îi trebuie multe lucruri, dar Mântuitorul a zis, nu, unul singur trebuie. Sănătatea sufletului tău, liniștea, pacea aceea care întrece orice cunoștință și tot ce se întâmplă după aceea este urmare a acestui lucru. Dar asta nu se poate întâmpla atâta timp cât adăpostești în casa ta și în cabinetul tău scheletul nu știu cui. Nu ai unde să te duci, n ce să faci în viață fără să ai permanent în minte că acolo e un schelet în, în dulapul acela și, sau în frigideri a ținut unii sau niște. Nu, nu, ai unde să te duci fără, fără să fii conștient. Nu, nu, deschide nimeni poarta fără să trăsari dacă vede, dacă aude. Aceasta nu numai că nu vindecă sufletul omenesc, că a ascuns foarte atent cineva, nu numai că nu vindecă sufletul omenesc, dar ajunge, cum spune Biblia, ca și cangrena, cuprinde întreaga ființă până la urmă, ca și cancerul, se răspândește. Vindecarea nu vine prin ascunderea acestor lucruri. Vindecarea vine prin a deschide ușa. Laodicea nu vrea să deschidă. Ei place atât de mult ce gândește ea despre ea însăși, că nu, e așa de... Și atunci el bate la o ușă care... Nu se vrea a fi deschisă, nu că nu se poate. Nu se vrea a fi deschisă datorită situației. Nu, nu nu pot să deschid că dacă ești sărac, nenorocit, orb și gol în timp ce te mărturisești că ești bogat, îmbogățit, duci de nimic, tu, tu știi, cugetul tău știi adevărul despre tine, indiferent ce spui, atunci de asta nu deschizi ușa, dar pentru, pentru aceasta ar trebui deschisă ușa. Că el e singurul care poate, zice, vie cumpără de la mine, ia de la mine lucrurile acestea, care vor deveni adevărate, nu doar imaginație că ești tu nu știu cine. Tu spui că ești lumina lumii, dar el te va face să fii lumina mina lumii, deși deschide ușa. Foarte, foarte greu și departe. Doar Dumnezeu înțelege ființa ta. Nu gândi că te înțeleg copiii sau soțul sau soția. Acestea sunt convenții, vreau să spun. Și avem acces superficial sau într-o oarecare măsură. Fiecare asupra vieții celuilalt, oamenii au fost căsătoriți o viață lângă un străin și așa mai departe, s-au întâmplat atâtea lucruri și Singurul care înțelege ființa ta este Dumnezeu. Și spun lucrul acesta pe baza textului din Roman 16, 27. În acest univers există un singur înțelept. Așa îi numesc, înțelepți, tot felul. Yeah, yeah, E un om înțelept, dar un înțelept, un înțelept adică cel care înțelege Adevărul deplin este unul singur. Și epistola către roman spune a lui Dumnezeu care singur este înțelept. Nu există al doilea înțelept. Numai el înțelege sufletul tău. Și de asta n-ar trebui să te amărăști că nu te înțelege nu știu cine și uite ce se întâmplă cu familia, nu mă înțelege sau eu nu înțeleg pe cei că conflictul dintre generații despre care o să vorbim noi în viitor și lucruri. Nu, nu, nu te plânge, nu poate să te înțeleagă nimeni. Fii foarte liniști, nu acuza pe el. Nu se poate așa ceva. Singurul înțelept, adică cel care înțelege, este Dumnezeu. Afară de el nu există așa ceva. Și fii îngăduitor, că nici tu nu înțelegi pe altul mai mult decât altul te înțelege pe tine și spune în proverbe, zice, știe inima ta de câte ori și tu, nici tu n-ai înțeles lucrurile acestea. Dar singurul înțelept este Dumnezeu și El înțelege de plin ființa ta, de aceea El este prietenul cugetului tău. În Proverbe, capitolul 28, versetul 17, e un text asupra căruia aș cere o atenție deosebită pe mine, puțin mai ales procutat când l-am citit. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă. Asta, dar ultima parte nimeni să nu-l oprească. Nu, Doamne, dacă un copil al meu fuge până la groapă, să nu sar eu, să nu lupt eu pentru că nu pot să faci nimic. El fuge la groapă, nu datorită a sângelui care e pe cugetul lui, ci el fuge la groapă pentru că a refuzat să-i se ia povara și să fie vindecat. Acesta e adevăratul păcat. Nu ce-a făcut, ci refuzul harului și puterii lui Dumnezeu de a vindeca sufletul și mintea. Nu încerca să... Dacă face un păcat care duce la moarte, scrie în Biblie, nu te ruga pentru așa ceva. Asta care este? Asta este lepădarea lui Dumnezeu. Doamne, iartă că a lepădat pe Dumnezeu. Nu se poate ruga cineva în sensul acesta. Din vreme în viața noastră când vedem într-un fel și după aia se deschid ochii și vedem altfel. Am văzut istoria lui Saul. Deci schimbarea este acolo. Dar omul acesta nu a devenit un alt om și nimeni de altfel înainte de a deschide ușile sufletului și de a invita cine ești, a spus el. Ce vrei să fac? De acolo s-au schimbat lucrurile. Altfel, o simplă întâlnire cu Isus aici, la biserică, sau într-o carte, sau într-o experiență noastră, nu înseamnă nimic. El a deschis a deschiderea ușilor sufletului și atunci Mântuitorul i-a spus despre ce este vorba. Nu există un om așa de aspru pedepsit ca acela care este biciuit de conștiința lui. Așa ceva nu există. Revin la descrierea lui David. Tare bine îmi pare că a lăsat-o scriptură, că mulți oameni s-au identificat. Uite, așa simțeam eu, așa trăiam eu. P Aici am trecut eu. Exact cuvintele pe care le spune el premergătoare deschiderii ușilor sufletului și invitării Domnului în viața lui. În capitolul 3 din 1 Ioan se dă vindecarea. Și iată cum vine ea. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Pasul 1 în direcția aceasta este adevărul despre tine înaintea lui Dumnezeu. Ăsta sunt eu fruze de smăchin? Hm. Încercăm. Față așa, față frumoasă, față. haină pe generalul Naaman, vă dați seama cât au, ce era acolo, dacă ăsta era și ce sub haină? Acestea sunt încercările ființei. Dar acestea nu vindecă. Până am, lepra lui meu nu se vindecă cu haine, cu șfireturi și cu aur și cu grad de general, marele general, și cu. Asta nu, nu se vindecă. Ea se vindecă în momentul întâlnirii cu Dumnezeu, când un om deschide ușa sufletului. Nu, oh, nu pot eu să. Clipa adevărului. U. Uh. Am crezut că o să fie altfel, dar mă expune pe mine înaintea oamenilor, să mă dezbrac și să intru în Iordan, să mă, mă expui pe mine în situație. Păi, adică ce, 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 cine te expune? Este expus adevărul despre tine. De ce te... nu pentru asta ai venit la Dumnezeu? Că ai vrea să nu mai fie realitatea aceea. Asta e realitate, nu este o bârfă de a nu știu cui. Sub haină este lepra aceasta cumplită. Și sfătuitorii buni care prețuiesc aur în viața noastră, ei au spus frumos, iubitul nostru general și comandant și frate, supune-te lui Dumnezeu, supune-te glasului Duhului Sfânt. Și el s-a întors, s-a supus și a fost vindecat. Unul din lucrurile care frământă cel mai mult ființa noastră, este istoria de suferință legată de situații, legată de oameni, legată de împrejurări. Niciodată nu ne împăcăm cu gândul acesta. Nu. No. Problema nu ar fi aceasta. Problema este că imediat, așa cum un, un coleg profesor de la universitate am participat la un curs săptămâna trecută online, un, un coleg profesor care este palestinian și când născut acolo, trăit acolo și care a venit și a spus, vă menționam data trecută despre prezența lui, a sfârșit cu întrebarea asta. Bine, bine cu Israel, cu Palestina, dar unde este Dumnezeu în toată treaba asta? Asta întreabă eu, n-a văzut Dumnezeu viața mea, cum de a, -a îngăduit să trec pe aici? N-a văzut Dumnezeu lucrul acesta? Dumnezeu putea să oprească, Dumnezeu este atât puternic, El putea să facă lui. Am uitat însă că Dumnezeu în timp ce este puternic, este înțelept. El este singurul înțelept și el știe când trebuie făcut un lucru și el știe cum trebuie făcut și el vorbește cu Nathan și spune nu te duce astăzi acolo să vorbești, infecția este groaznică. Nu acum, îți voi spune eu Acum a după un an de zile. După un an de zile și nu te duci să-i spui acolo, nu fii atent, operația este extrem de fină. Suntem între viață și moarte, în fir de păr, opereze așa, vorbește așa. Asta înseamnă că lăuzirea Duhului Sfânt asupra Lui. Iubiți mei, lucrul acesta nu se vindecă ușor din sufletul nimănui. Dar una dintre cele mai mari crime care s-a comis în istoria umanității a fost atribuirea răului în dreptul lui Dumnezeu. Aceasta e cea mai mare crimă împotriva umanității. Dumnezeu nu numai că nu este autorul răului, niciodată El nu a consimțit sau a contribuit la așa ceva, dar Dumnezeu este adversarul neînduplecat al răului din viața ta, așa cum scrie Biblia, eu voi fi dușmanul dușmanilor tăi, dacă mă vei asculta. Asta se va întâmpla. Și atunci Dumnezeu nu se oprește la în pasivitatea aceasta de care îl, acuză pastorul Parker din Londra și spune, Doamne, nu, ești nepăsător, deci nu te interesează ca să nu folosesc un cuvânt groaznic. Ești... dacă eu eram în locul tău, îi spune pastorul Parker, dacă eu eram în locul tău, eu să ream. dacă vedeam un câine distrus în felul ăsta, eu l-aș fi tratat mult mai bine decât ai tratat tu pe soția mea care a murit în durerile acestea nemai auzite. Ți-a fost scârbă de rugăciunea noastră și ai aruncat-o cu silă, aceasta ai făcut, spune el. Și au lui scrie Proșura lui grief observed, s-a -a uitat la durerea lui din afară și a zis, ce se întâmplă acolo? Dar, iubiții mei, Dumnezeu nu este părtaș. El nu poate fi ispitit să facă rău. El însuși nu ispitește pe nimeni. El nu este autor sau părtaș la așa ceva. Dacă Dumnezeu joacă un rol în ce privește răul, este acela pe care l-a scris în Roman capitolul 8, versetul 28. Toate lucrurile vor primi comandă de la Dumnezeu. Toate? Nu. No. Toate lucrurile vor primi comandă de la Dumnezeu să lucreze spre binele Celui care iubește pe Dumnezeu. El face orice lucru frumos, orice lucru. Păi așa scârbă, urâțenie, nenorocire ca aceasta, uite prin ce a trecut copilul ăsta. Ce să poate fi frumos aici, ce poate fi frumos? Acesta e Domnul. El face orice lucru frumos la vremea Lui. De aceea scrie Ioan mai departe, prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr, prin faptul că suntem noi înșine în fața Lui Dumnezeu, nu o mască sau o aparență, prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr. Ne vom liniști inimile înaintea lui, în orice ne condamnă inima noastră. Că îi spunea lui Luther, știi cine ești, știi ce ai făcut. Și dacă mergeți la Worms, o să mergem noi cu frații pastori acum în luna iulie, o să fim acolo în 7-17, avem 10 zile, o să mergem și la Worms. Acolo este locul în care el s-a ridicat împotriva prâșului care l-a apăsat pe cuget te-ai găsit tu să faci reformă, un nenorocit ca tine, care ai băut atâta bere și ai înjurat și ești un violent și un brutal. Te-ai găsit tu să faci lucrul ăsta. Nu te uiți la tine. Și răspunsul pe care l-a produs Duhul Sfânt în conștiința lui pentru acestea a plătit sângele lui Isus. Eu nu sunt un om care stau în faptele mele aici, că dacă aș fi să stau în faptele mele, ar trebui să nu mai fi de fel. Eu stau aici în faptele lui Hristos. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui în orice ne o osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Problema e că nu recunoaștem că Dumnezeu e mai mare decât inima noastră. Dacă am recunoaște că e mai mare decât inima noastră, n-am ascultat glasul inimii noastre care ne condamnă și ne întunecă, ci am ascultat glasul lui Dumnezeu care spune iertate, îți sunt deja păcatele, de ce nu mă nu, de acum încolo am văzut în Canada, m-a invitat doamna Camelia, un cetățean care urca în genunchi o mie de trepte pe un viscol cum numai în Canada poate fi, era ploaie și gheață, te înțăpa în față și așa urca o mie de trepte ca să fie iertat. De ce urca omul ăsta? Nu-l crede pe Dumnezeu pe cuvânt, el nu-l crede. Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. Lucrul acesta ne este spus și Scriptura vorbește mai departe. Acela care e mai mare decât inima noastră ne-a cerut un singur lucru. Porunca lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a poruncit El. În orașul Marion, din statul Indiana, ieri am ascultat o conferință este un pastor care, în urmă cu patru ani, a condus pe mama dumnealui la credință. Primii credința și dânsa, în urmă cu patru ani. Cine e omul ăsta? Omul acesta s-a născut în pântecul mamei lui în urma unui viol. Mama lui a fost chinuită cum nu s-a imaginat și s-a aflat însărcinată. După toate chinurile și bagiocurirea și înjosirea prin care a fost târâtă această ființă după chipul lui Dumnezeu. Și atunci, ce să facem? Și dânsa spune că nu s-a grăbit, n-a luat nicio hotărâre, ci a stat și a lăsat cugetul să comunice cu Dumnezeu. A zis, nu mă mișc de aici până nu ți-au glasul vreau să știu ce mă înveți. Atunci a rostit o formulă, o frază pe care n-am auzit decât atunci, aici prima dată, dar sunt convins că mai mulți oameni au gândit la fel. Dar ea a spus așa. Nu voi pedepsi acest copil pentru păcatele tatălui lui. Tatăl lui este un criminal. Dar nu voi pedepsi acest copil pentru păcatele tatălui lui. S-a născut, născut un băiat el a devenit pastor aici în statul Indiana și ghici cine a condus la credință pe această mamă. Tocmai el. Tocmai el a condus acolo. Și într-o întâlnire mare în care s-a ridicat un domn ateu militant, ați fost rău că avem printre noi în societatea noastră atei pasivi și atei militanți care încearcă să te determine să și un astfel de ateu militant s-a ridicat și a strigat în obrazul lui Dumnezeu tot rău care se întâmplă astăzi pe pământ. Pe parcă ai spus că nu crezi în el, în obrazul cui arunci, dacă zici că nu. Da, rămâne, rămâne așa deschisă fraza aceasta și a, a, a enunțat toate tsunamis și cu tremure și nenorociri în care oamenii au fost amestecați cu pământul. După care acest pastor, fiind acolo, se ridică și zice, Vreau să-mi dați voie să spun un pic istoria vieții mele. Și a spus istoria pe care ați auzit-o, după care a adresat o întrebare. Dacă un om pământean, un om care a fost rănit și baljocorit, cum a fost mama mea în situația asta, a putut să transforme răul în bine, ce părere aveți despre Dumnezeu care poate să facă lucrul acesta? Și conferențiarul, care este un nume cunoscut pe toată planeta, a spus, zice: a fost un moment, cea mai adâncă liniște pe care am auzit-o vreodată. Acesta e Domnul Dumnezeul nostru, care nu numai că nu săvârșește răul și nimic rău ce s-a întâmplat în viața noastră nu a fost din pricina negligenței sau ochilor lui închiși. Și El a luat acest rău din viața noastră și îl va transforma și îl transformă cât trăim într-o comoară de bine și binecuvântare. La aceasta să ne ajute El. Amin. Tată Ceresc, îți mulțumim din adâncul sufletului că ești prietenul conștiinței noastre. Și îți mulțumim că atunci când nu va mai fi nimeni și atunci când poate toți vor fi împotrivă, tu vei fi credincios prieteniei tale sfinte și vei rămâne pentru totdeauna cu noi. Ajută-ne, Doamne, să nu pierdem lumina aceasta vreodată, ci fă ca încrederea noastră de plină în Tine să ne ajute să deschidem ușa cu încredere, ca Tu, Marele Vindecător al sufletului nostru, să pășești în viața noastră. Îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm pentru prietenii noștri care sunt în suferință mare astăzi. Cugetul lor și viața lor continuă să usture și să doare de moarte te rugăm, Doamne, fi vindecătorul conștiințelor lor. Așa cum ai lucrat cu noi, așa lucrează și cu prietenii noștri, prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin.